Și avem o informație de ultimă oră. Vorbim despre un accident petrecut în localitatea Lovrin, județul Timiș. Un microbuz în care se aflau 7 persoane a fost lovit de tren. Două dintre persoanele aflate în acel microbuz au fost rănite, vă reamintim, în urma impactului, dar au refuzat transportul la spital și au primit, evident, îngrijirii de la medicii care au ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Timiș, în accident au fost implicate, așa cum vă spuneam, un microbuz în care se aflau 7 persoane și un tren regional în care nu erau călători. Accidentul a avut loc la pasajul peste calea ferată din localitatea Lovrin, din județul Timiș, și de asemenea în trenul Interregio 1642 nu erau călători în momentul în care s-a produs acest impact cu autoturismul care traversa calea ferată. Continuăm acum jurnalul și cu alte informații.